te gândești din când în când la mine. Azi nu cântăm nimic pe pușă. De ce? Pentru că sunt răgușită. Ai vorbit prea mult. Am citit în revista Fițe că Joan Crawford ținea în fiecare dimineață un prosop umplut cu guburi de gheață peste față ca să aibă pielea întinsă. Așa, și? Și am încercat. Și rezultatul a fost pe măsura așteptărilor, așa că m-am gândit că dacă beau și un jumătate de litru de apă de la frigider cu guburi de gheață, o să mă întind și pe dinăuntru. Și te-ai întins? Te rog să nu faci mișto de mine. Am încercat. Unele încercări reușesc, altele nu. Așa a avansat știința. Prin încercări și fapte de pionierat. Acum stai că n-am înțeles. Te consideri om de știință sau pionier? Decât să râzi de mine, mai bine ai face ceva, că uite, iar ți-a crescut burta. Ce tot ai cu burta mea, femeie? Nici nu vezi că e sub masă. Ba nu e, că începe deja din jos de gât. Dar stai că am o idee. Ia telecomanda și aprinde televizorul, pune pe Național TV. De ce? E acolo o nutriționistă, Vica Munteanu, o corifee în domeniul alimentației. O cunoaște pe Loredana Groza. Așa, și? Și n-ai văzut ce suplă e Loredana Groza în videoclipul ăla nou cu... N-ai va știe cum îi zice. Fiecare avem anumite slăbiciuni culinare. Prăjitură, înghețată, ciocolată. Pentru sfaturi nutriționiste personalizate, sunați la numărul afișat pe ecran și vă voi oferi opțiunea hipocalorică optimală a produsului dumneavoastră culinar preferat. Ai auzit, Sandule? Opțiunea hipocalorică optimală? Eu nu cred în chestiile astea, Chantal, unde trebuie să suni la televizor ca să-ți ghicească una în stele. Sunați acum, că de săptămâna viitoare emisiunea intră în vacanță. Hai, dăm repede telefonul, să nu blocheze altcineva linia. Că atunci ascultăm muzică populară până când se eliberează linia telefonică și plătești o groază de bani degeaba. Prelăm primul apel. Munteanu, sunteți în direct la emisiunea Nutriția Modernă. Alo? Așteptați un moment, că vi-l dau pe domnul profesor de muzică. Vorbește! Doamna Munteanu, bună ziua! Mă scuzați de deranj, dar eleva mea... Gata! Nu mai spuneți nimic! Aveți probleme de greutate! Ai văzut? Aveți o voce de om obez? Ce ți-am spus? Mă rog, nu chiar așa de obez ca secretarea dumneavoastră. Păi știți, eu sunt profesor și lucrez mai mult de pe scaun și de aceea... Și vă hrăniți prost, ca toată lumea. Care e marea dumneavoastră slăbiciune în domeniul culinar? Păi, berea. Beau bere în fiecare zi. Judecând după voce, veți bere la fiecare oră. Dar nu-i nimic. Dacă ați apelat la emisiunea noastră, sunteți pe drumul cel bun. Deci berea, care conține enorm de multe calorii, are la bază drojdie și apă. Opțiunea dumneavoastră hipocalorică optimală este următoarea. De fiecare dată când doriți să beți bere, luați un pahar cu apă în care băgați o bucățică de drojdie pe care o mestecați în timp ce beți apa. Cum, doamnă, să beau drojdie cu apă? Bea, mă, că și Loredana Groza a băut apă. Nu mai ții minte că are și videoclipul ăla cu apa, apa, apa și ce bestial arată acolo.